Da, doamnelor și domnilor, acum dacă am văzut ce se întâmplă în viitor, să stăm pe aici și aproape, pentru că unul dintre oamenii cei mai cunoscuți de limba română de pe lumea asta vine aici alături de noi. Nu este Gheorghe Hagi, nu este Simona Halep, este Arsenie! Bine ai venit, dragul meu, mă bucur că ne vedem găsit, acum bine te-am găsit. În carne și oase, în carne eu sunt. Și mai ales mușchi și așa, pentru că este înalt, este fit, după cum îl vedeți. Tânăr. Normal, te rog să iei loc. Arsenie, bine ai venit. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Asta, am fost la un eveniment la Timișoara, era un domn care era tatăl unor copilași și el fiind american jet pe jet născut lângă Statuia Libertății, da? Și zice, îi zice, știi că știe limba română dinainte să o cunoști pe viitoarea ta soție din România? Și el zice nu. S-a cântat Dragostea din Tei și a zis omul, da frate, știam limba română înainte să o cunosc pe doamnă. Prin urmare, prima lecție de limba română pentru planeta întreagă, cred că a fost piesa Dragostea din Tei pe care o auzim. Ce mai faci? Sunt bine, sunt acum la București, dar nu mai stau mult, în câteva zile plec până în Turcia. Pentru că este foarte cald aici la voi la București. E foarte cald? Deja nu la voi, dar la mine la București, pentru că vin tot mai des și mai des. Și e foarte cald. Ca să ajung dintr-un punctul A în punctul B, numai cu mașina și cu aer condiționat, știi? Aia e treaba. Dar lasă, că e bine. Bine, și unde te duci? Eu la un moment dat te-am găsit în Turcia, munceai foarte mult în Rusia, la Chișinău. Unde te poate găsi omul să fie mai răcoare? Deci omul nu mă găsește în Rusia, sigur. Gata. În perioada asta, da. Știu că la un moment dat aveai hituri acolo, mergea treaba. Aveam, dar păi am stat 8 ani acolo, dar asta zic. Am plecat cu mult timp înainte, adică cu vreo 2 ani. Înainte am plecat din Rusia. Ai fost inspirat, ca să zic așa? Da, 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 da. Și stau în Turcia deja de vreun an jumate. Că unde e mai cald decât la noi? Unde e mai cald decât la voi, dar avem și mare acolo unde stau eu. Este o mare acolo chiar lângă casă și... O mare mai mare așa sau o mare mai mică? Un pic mai mare, știi? Un pic mai mare. Da, doamnelor și domnilor, avem un test al sincerității. Până atunci însă, poate o să auzim. Am înțeles că ai avut o idee de piesă cu holograf. Da, dar de unde știi chestia asta? Am auzit, doamne. Cineva ți-a zis, sigur, da? Cine? Cineva ți-a zis. E foarte informat, e foarte informat. Da. Nu te pui, da. Până să aibă el ideea, noi aflasem. Ce s-a întâmplat? După care luăm pauză și avem un test al sincerității cu Arsenie al nostru. Eu am compus o piesă mai mulți ani în urmă, o piesă foarte frumoasă. Și mi-a venit ideea acum, după ce au trecut 10 ani de când am compus piesa, zic, dă să o fac și dă să-l arăt la băieți. Și am trimis-o lui Dan. Lui Dan i-a plăcut foarte mult. Dan Bitman. Dan Bitman, desigur. Că tu ai mai avut un Dan pe lângă tine, de asta am avut. Dar e vechi. Danul e vechi. Asta e nou. Așa, vorbești de Danul nou, da. Da. Și la băieți parcă le-a plăcut piesa și am intrat în studio, am înregistrat, acum se lucrează, se finalizează producția și cred că îi dăm drumul noi în toamnă, cam așa mă gândesc. Mai discutăm acum, facem programul. Foarte bine. Doamnelor și domnilor, prin urmare, o colaborare chiar spectaculoasă. Unde o să-l mai vedeți pe Arsenie? Pentru că în august, când va fi și mai cald decât acum, va mai fi pe aici, pe scene. O să aflați ce și cum și, repet, un test. O să ne răspundă fulger Arsenie la întrebările importante ale vieții lui. Stați cu noi! Doamnelor și domnilor, este Arsenie cu noi. Da, chiar, uite, asta era, că noi ne încurcasem în burtierele astea. Arsenie sau Arsenium, dragul meu? Arsenie, în viață poți să-mi zici Arsenium, dar poți să-mi zici ești? Arsenium. Arsenium, da? Dar dacă cineva se greșește și zice Arsenie, nu e nicio problemă. Răspunzi. Răspund din prima, da. Am înțeles. Pentru că ai numele tău din buletin, cel cu care de altfel te-a știut lumea și din proiectul Ozon. Sau la Ozon. Da, eram Arsenie. Arsenie, da? Da. După aia, când am început cariera solo, deja mi-a venit, nu știu de ce mi-a venit ideea asta, să mai adaug un UM la urmă, știi? Și ca energie, crezi că a fost bine? Că ne spunea la un moment dat o specialistă, Carmen Hara, că dacă schimbi ceva în nume sau un dat, se schimbă energia. A fost o energie mai bună? Te-ai gândit la asta? Nu m-am gândit la asta, dar parcă era tot ok, știi? A, dacă e tot ok, atunci să fie primit. Merge și Arsenium. Da. Doamnelor și domnilor, îl avem pe omul nostru. Se pare că îi plac vacanțele, dacă cui nu i-ar plăcea aici. Păi asta câțiva ani în urmă era în Sri Lanka. Asta într-un oraș din Rusia. Foarte de... A, nu, Germania era. Aici? Asta din Rusia la o chestie unde eram mentor. Mentor. Un fel de concurs de aici tale. E Thailanda. Thailanda. Da. Aproape.
Și tot câțiva ani. O fi bine, ce să zic, ce să zic. Doamnelor și domnilor, începem testul. Stai să vedem elefantul ăsta. Pe elefant? Da, pe mine elefant. E un fan, nu? Aici e un fan. Da, da, da. Care voia să vorbească cu tine. Foarte frumos. Aici era în Crimea, dar foarte mulți ani în urmă. Așa, este cine? Aici vorbesc la telefon. Cu cine? Cu un prieten, cred. A, am înțeles. Aici meditam. Și vedeți că scrie Arseniu. Am văzut că scrie Arseniu. Ia uite aici și ce. Aici un alt prieten. Ca să aici sunt în Carlo Vivara. Carlo Vivari, foarte da. Frumos. Aici? La emisiune Hai să ne căsătorim. Dar și... noi doar am cântat acolo, nu era vorba de căsătorii. Tocmai mă întrebam. Aici în Spania. Era bună imaginea. În Spania. Da, în Spania, doamnelor. Aici și în Caraibe. Deci nu știu dacă ați observat. În județul Caraibe. Județul Caraibe. Județul Caraibe, dar ce ați observat? În nicio poză nu se repetă. L-am văzut și pe Radu, aici este poza aici clasică. Aici în avion, în Moldova. A? În Moldova, în avion. Da? Aici? Aici în Azerbaijan, în Baku. Și domnișoara este... Cântăreața cu care am cântat o piesă împreună. Ăsta e corpul, nu e al meu, eu am tăiat capul și am pus alt corp. Deci dacă înțeles. E ceva nu... Domnișoara aici, în Italia. Domnișoara da, da, da. Este o statuie. A, m-am gândit eu. Da, hai să mai... Acum mergem la testul sincerității. Gătești? Gătesc, dar nu foarte bine și chestii simple și foarte rar le gătesc. Adică ce gătești? Tap niște ouă, o să fac și o salată mai mult. Nimic, pentru că m-am obișnuit. Pe lângă mine, totdeauna sunt restaurantele astea bune cu șefi, bucătari care sunt foarte buni și parcă nu-și vreau. Și ca la meniu, care-i plăcerea? Adică italienesc, franțuzesc, mi se pare că totuși franțuzesc-italienesc, așa. Franțuzesc-italienesc, da. Dar nu plăcerea să gătesc, e o plăcere să o mănânc. Păi normal, da, e în regulă. Dacă te întâlnești, de exemplu, cu o fată, cu iubita ta sau cu cine vrei tu, da. nu încerci să o uimești cu gătitul, că nu e. Nu, eu o să o uimesc, dar nu știu. Nu cu gătitul. Să arunc vreo două ouă acolo, da. Și până la urmă nu contează ce gătești, dar pentru că o faci în suflet. Hai, atunci te întreb mai departe, cu ce uimești o fată? Cu înțelepciunea mea. Ole! Foarte bun. Deci, cu înțelepciunea, băiatul nostru asta este e greu de găsit. Asta e greu de găsit. Asta e greu, nu e pentru toată. Cu un cartof, astea o mai bang-bang. Mai da. Știu câte unii, nu? Rețete da. De-astea, întorci da. Pe cheia, mai văzut. Bun. Plăcerea vinovată. Plăcerea vinovată. Dăm niște exemple, că nu prea înțeleg. De exemplu, colegul nostru, Iulian, șeful emisiunii, avea o plăcere vinovată să sară cu parașuta. Dar cu o parașută din avion, înțelegi? Și atunci altul, de exemplu, are plăcerea vinovată să facă bungee jumping. Altul care este slab îi place să mănânce șaorma la 12 noapte. O chestie așa care pare interzisă și e vinovată că e ceva în neregulă. Dar dependență cumva. Eu am câteodată așa o chestie, că tare îmi place noaptea. Eu locuiesc lângă munți, acolo în Antalya, și îmi place noaptea să iau mașina sau moto și să merg prin munți când e întuneric și nu sunt mașini deloc și mă duc până sus, știi? Și după aia, nu știu, am o chestie. Sunt drumurile bune. Sunt drumurile foarte bune, nicio gaură nu găsești, dar mă relaxează foarte mult. Necunoscutul ăsta și nu știu. Păi și noi e ursul, ursoaică. Toți urșii sunt la Sinaia, mă băiat. Toți urșii sunt aici la noi. Bun. Aici este tabăra europeană de urși. Tabără de vară, aici, tabără de vară. Da. Nu, n-a mai rămas niciunul plecat. Știi, le e și bine în România, de fapt asta și treaba. Ce nu ai face niciodată? Apropo, că ai vorbit de bungee jumping. Asta nu. Cred că n-aș face, pentru că am așa o senzație că eu, dacă stau foarte mult cu capul în jos, ai te ia. Mi se pare că mă ia tensiunea, știi? Da. Și am o senzație că dacă sar odată, și cu norocul meu la chestiile astea extreme, mi se pare că... N-ai noroc la chestii extreme? Parcă nu. Ți s-a întâmplat ceva? Nu, mi s-a întâmplat. Întotdeauna când mă duc la vreun... aquapark. Așa. Chestiile astea în care te pui mari, cele mai tari și cele mai mișto. Montanie rus, de-astea, da. Roller coaster. Da, întotdeauna, anume cu apă, am în vedere. Așa. Deci întotdeauna mă opresc pe la mijloc. Și nu înțeleg de ce toată lumea zboară, știi? Da? Dar la mine încep să țipe ăștia care acolo, vine următorul la chestii importante. Dar eu mă opresc la mijloc, înțelegi? Și nu înțeleg de ce, că am același corp ca toți, aceeași piele. Îți spun eu. Adică mi s-a mai întâmplat și mie chestia. Mă duc așa, dacă stai lipit așa te duci tare. Dacă te ridici un pic involuntar, încep să pui... Nu mă ridic, sincer zic. Și încep să cobor așa, cu picioarele, și începe să strige lumea la mine că n-ai voie să mergi pe ele, că e foarte înalt, înțelegi? Da. Și m-am făcut de râs, îți spun, de vreo 5 ori m-am făcut de râs în diferite zone. Land of Legends, acolo m-am făcut de râs. M-am făcut de râs în diferite... Și nu pot să înțeleg de ce nu merge cu chestia asta, știi? Și am hotărât din momentul ăla că...
că nu mai fac chestii din astea prea extreme. Am înțeles. Da, am zis că... De avion nu-i nicio frică să mai zgâlție chestii? De avion sunt ok deja, atâtea avioane... Câte avioane ai avut în viața ta, da, să avem noi bani. De ce ți-e cel mai teamă? De ce mi-e cel mai teamă? Nu mi-e teamă. De nimic? Așa, să zic de ceva. De eșec ți-e teamă? De eșec nu. Am avut de eșecuri în viață. Da? Deja m-am obișnuit. Când ai avut, Arsenie? Am avut vreo 3-4. Un eșec care mie nu mi-a plăcut mult a fost ăla de la Eurovision. Nu știu de ce m-am dus la Eurovision ăla. Eu mă gândeam că o să iau locul întâi și l-am luat 2 sau 3. Nu 2, 20 și ceva, știi? Și mi s-a părut... Fost în finală și ai luat 20 și ți s-a părut puțin, nu? Fost în top 20. Top 20. Deci nu mi-a plăcut experiența asta de concurs. Ce înseamnă pentru să fii obișnuit cu vârful? După aia m-am mai dus odată ca să-mi demonstrez că pot și am fost la alt concurs în Latinoamerica, se numește Viña del Mar. E cel mai mare concurs, e ca Eurovision, toți se uită și sute de milioane și l-am câștigat pe ăla. Și mi-am pus deja o ștampilă că am câștigat. Deci concursul era bun, continentul era greșit. Da. Continentul trebuia greșit. Să ducă în continentul oricum potrivit. Internaționalul e cu bănuțul mai mare. Vedeți câți bani ne-au dat. La Eurovision aici erai și dintr-o țară care nu e geopolitic, nu e foarte importantă. Nu, că nu știu dacă e neapărat asta. Uite, colegii mei, Zdop și Zdup, de câte ori au cântat, au luat locuri bune. Mai depinde și de piesă. Poate. Și de experiență. Da. Mai sunt niște România chestii. Nu s-a calificat niște ani de zile, nici măcar în finală, așa că pentru noi locul 20 tot e cel. Eu am o presimțire că România următorii 5 ani o să aducă Eurovision în țară. Aici? Da, stai să construim și noi o sală, că n-avem unde, să-i facem pe stadion. Să vedeți. Făcând, facem o unde? Sală de not sau... Nu, că sală de not am început să avem una la Europe. Să vedeți cum se mișcă țara. Măcar de balet și bune maniere să fie. Să vedeți cum se mișcă țara imediat ce se face anunțul că a câștigat România. Abia aștept. Deci unde locuiești, în Turcia, în ce localitate? În Antalia. În Antalia? În Antalia, în Konyaaltı. Am înțeles. Chestia asta. E chiar lângă mare? Sau... E chiar lângă mare. Ca și munte și mare. Eu stau lângă munte și am un kilometru până la mare. Cam frumos. Cam. Când te uiți în urmă, apropo de experiența Ozon, îți lipsește ceva de atunci? Nu parcă. Totul era bun la perioada aia de adolescent. Era ok ce ni se întâmpla atunci, pentru că atunci aveam foarte multă, foarte multă energie să alergăm non-stop, să nu dormim. Acum, de exemplu, mie îmi trebuie neapărat să dorm noaptea, știi? Așa. Da, adică eu simt că dacă nu dorm o noapte, dorm ziua, știi? Dar te-ai echilibrat și tu. Să nu dorm nici noaptea, nici ziua, așa vreo 3 zile la rând, să am concerte și... Cum era atunci. Da, și energizante și... Nu e bine. Nu. Bun. E bine. Din banii pe care ai câștigat atunci, i-ai cheltuit, mai i-ai investit? Foarte mulți am cheltuit, sigur. Da? Am cheltuit foarte mulți, dar și am și investit. Pe ce vrei, nu pe știu. Pe haine. Deci orice îți vine în cap, pe haine. Și pe haine și pe orice îți vine în cap, pe tot am cheltuit. Adică nu, da? E, nu mi-am... mi-am permis totul ce am vrut, știi. Ok. Și cu banii care au rămas? Am mai investit. Careva chestii comerciale, niște chestii. Și în muzică am investit, și în... cum se numesc? Niște edifici. Din afacerea aia e și cel puțin un milion, nu? La tot proiectul? La da. Toți? La Ozon. Nu, la ție personal. Hai că n-au de anaful. Ce să mă laudă anaful? A făcut în altă țară, mă. Nu, că plătesc taxe, nu? Ce anume? A ieșit un milion măcar pentru tine? Cred că da, cred mai mult. Cum să nu iasă, că a fost vreau mare. Să vă zic că acum vin mai mult decât veneau atunci. De ce? Nu știu de ce. Din redifuzări? YouTube-ul este, Spotify-ul. A, deci practic... Tot crește și crește mult mai tare. Deci tu ai venit constant. Din excepție. Ce înseamnă să dai o mare lovitură? Ce înseamnă? Și să fii semnat cu un PRS afară, cu toți cei care se ocupă într-adevăr transparent de situație. Normal. Nu ca aici. Mă rog, intrăm în alte detalii. Știm acum că ai fost cheltuitor. Care este cea mai mare provocare din viața ta pe care o vrei să o ai sau pe care ai avut-o? O provocare, așa, o chestie, un challenge. În afară de astea roller coaster sau ceva, un challenge adevărat. Provocarea să-mi reușească acum în toate proiectele astea ale mele pe care sunt legate de cripto. De cripto. El investește în zona cripto, să știți, mi-a povestit în pauză. Nu e genul riscant la bursier. Explică măcar într-un minut, să știe lumea ce e de nu se face. Păi mă ocup de mai multe proiecte. Unul dintre ele este unul foarte interesant pe care nu știu dacă pot să zic cum se numește. Cred că nu trebuie, că e reclamă. Ok. E o platformă în care cred și care cred că se dezvoltă destul de bine și rapid. Și investind, cred că ești mai sigur decât pe alte platforme și poți face și bani și mai ales când platforma conține foarte multe chestii de care ai nevoie deja în zi cu zi.
Îmi place chestia asta. Îmi place tot ce e legat de metavers, de NFT-uri. Vreo jumătate de an în urmă am scos prima mea colecție de NFT-uri care s-a vândut în 2 zile. După aia am mai scos încă niște proiecte de NFT-uri tot pe această platformă, care tot se vând foarte rapid și lumea care înțelege ce înseamnă NFT, înțelege ce înseamnă metavers. Normal. Da. Publicul nostru e deștept, știe ce e aia metavers. Așa că găsiți-mă, vă explic eu unde să investiți banii dacă aveți bani liberi. Aha. În august unde te vede lumea? În august o să fiu la concert care se numește, la un festival, se numește We Love Music, corect, cel mai tare festival, da? O să fiu pe data de 19, o să fie mulți artiști și internaționali acolo. Și artiști de, din trecut, adică și din trecut și din prezent. Mari glori. Și din prezent și din viitor. Și din prezent, adică, da. Și o să fiu, cel mai important în acest festival este apariția mea, eu așa consider. Normal. Nu? O să cânt în una dintre zile, o să fie pe data de 19. Foarte tare. Tot în ziua aia va cânta, după cum am înțeles, și Lou Bega, NND. Bine. Da, adică bine. O să fie interesant. Da. Lume bune, cu muzică bune. Da. Lume. Deci, dacă ai nevoie de un sfat, dacă vrei vreodată să uimești vreo fată, apropo, tot fata aceea frumoasă pe care am cunoscut-o noi sau s-au mai schimbat ceva în viața ta? Dar nu vreau să vorbesc pe tema asta. Bine, nu mai vorbim. Dacă vrei să uimești vreodată vreo fată, acest domn te învață la bucătărie.